dingin, aku pernah sebini ini. Hai dinginnya, hai dinginnya, siapa tak Nyanya. Nyanya, aku teman tapi ini kira agak bermuat. Tu ti mă că n-am cu ce să te ajut. Ai, nenea, ajută-mă să pe mine, am zapte frați acasă, adică în canal. Hai, ajută-mă să pe mine. Bine, mă, hai, cât vrei să-ți dau? Dă-mi un leu și 10 bani. De ce vrei, mă, un leu și 10 bani? Pentru că mi-am făcut PFA și taxele sunt 10% și se rămână mii leu. Ena? Da, mi-a zis contabila. Ai contabilă? Da, m-a învățat să trec la cheltuieli prerandeză, cu pung cu tot. Bine, mă, na, ia de aici 2 lei, hai și lasă-mă. Ia. O, nenea, mai dăm 2 lei de bani, că nu iese calculul. De da, nu vrei tu să dau un ștâng cu 2 capace? O, nenea, nu eu frumos. Uite, unde, când aveam pe aici, uite, na, încă 50 de bani, ia. Asta, nene, ai văzut că, doamne, când eu vorbesc cu tine, hai să vezi tu! Nenea! Ajută-mă, te rog frumos! Ce vrei, mă, Aurică? Iar vrei un leu și 10 bani? Nu, nenea, dau 30 de bani rest, că ieri mi-ai dat 50 de bani și eu aveam nevoie de 20, să dau restul înapoi! Bine, mă, Aurică, dacă zici tu... Nenea, tot am rezolvat asta. Nu-mi dai azi un leu sub 3 bani? Ce calcul faci tu acolo? Nu era 10%, adică 10 bani? Nu, nenea, că mi-a schimbat contabilul și mi-a zis să-mi fac SRL, că plătesc mai puțin impozit. Acum mai plătesc 10% ca pe PFA, plătesc 3%. Bine, mă, dar n-am să dau un leu și 3 bani, că nu umblă nimeni cu bani așa mărunți. Să-ți dau un leu și gata dacă vrei. Nu, fii atent, îmi dai 10 lei sunt 30 de bani, ca să fii treaba, ce zici? Ai, nu vrei un șut în cur și 3 urecheli? Ia spune-mi tu mie, dacă depășești plafonul de 80.000 după aia din casări, ce faci, că ajungi să fii plătitor TVA? Păi atunci, ser un leu și 27 de bani, 3% plus 24, față 27, ce crezi, nenea, mă, crezi prost? Eu nu știu, știi cum pliști în halul ăsta, că e mai simplu să ceri un leu și gata. Nu, nenea, fii atent, că eu la anul vreau să aplic pentru proiecte europene, știi, să am nevoie de rulaz mare. Ce vrei tu să faci, mă? Nenea, lasă că e bine să pentru tine, că eu o să am 2 angajați și o să fie taxele mai mici, adică de 1%, să ții cel mai puțin bani, adică un leu sunt bani. Păi ce anume firmă vrei să faci, mă, tu cu banii europeni? Măi, nene, păi nu am eu idei, păi îmi fac firmă de prelandez sau îmi fac hotel în canal sau servicii de salubrizare, cam eu idei, mă, du-ți cap. Of, bă, gamea, na, ia de aici 10 lei că mai căhui de cap. Ia și lasă-mă în pace, hai. Păi să 30 de bani? Păi cum am discutat? Nenea, ai nu blica, nenea! Nenea, nu m-a zis pe mine, te rog! Mamă mia, că de data asta mi-a luat pix și foaie, că m-ai zăpăcit data trecută. Ia zi! Acum cât mai vrei? Nenea, acum mai simplu! Un leu îmi dai! Păi gata, nu mai ai proiecte europene și altele? Nu, că mi-am schimbat contabila și acum eu nu mai am SRL, și am ONG și acum am primit toți banii titlu de donații. Și gata, nu mai iei proiecte europene și combinații de-astea? Nu, nene, trebuie să dai spagă, să până ți le aprob, pui, pierzi toți bani. Bine, mă, nu. Dați un leu și lasă-mă. Cât mai am acum nevoie? Un leu și 99 de bani? Nenea, nu mai trebuie să-mi dai nimic. Intră, te rog frumos, în 2 minute intru eu pe TikTok să dăm 2 trandafiri. Că la cât îți ieri seală e acolo, eu nici nu mă mai văd. Păi ce-ai făcut, mă, te-ai lăsat de firme? Da, nenea, prost eu când încercam să muncesc cinstit. Da, uite pe TikTok ce usori. Acolo stop! Bine, mă, dacă zici tu că-ți mergi, baftă, să ai stiții. Mamă, uia, mă. Nici un cerșător care să mai țină de treabă nu mai găsește în ziua de azi. S-o strică așa ăștia.
Adică eu.